Bună dimineața, doamnelor și domnilor, 9 și 11 minute. În studiu este dr. Andrei Filip. Bună dimineața din nou. Bună dimineața. Este omul care m-a operat pe mine și jumate din familiile noastre. Cred că și a Gildei și s-a dus word of mouth, cum se zice. Și s-a dus și omul care, adică știu că ți-am mai zis asta și chiar pe post cred că ți-am mai zis, dar omul fără de care nu m-aș fi operat. Adică dacă nu mă luai tu la acea petrecere, zi, măi, ușurel să-mi explici, niciodată n-aș fi trecut peste teama asta, pe care o știu și o văd la foarte mulți oameni. Inclusiv la Nic, mai devreme, i-am zis, Nic, de ce să ții tu ochelari? Poate te operezi. Nu. Fiecare trebuie să aibă posibilitatea de a alege. Adică nu consider că ochelarii sunt o problemă, sunt un accesoriu, nu, pentru unii, dar, așa cum îmi spuneau pacientă la un moment dat, după ce am scăpat-o de ochelari, avea dioptrii mari, mi-a zis, domnul doctor, m-am operat de frică, pentru că stătea la nu știu ce etaj, avea minus mult, 7-8, ceva în genul ăsta, și a zis că ce s-ar întâmpla dacă vine un cutremur și zboară ochelarii de pe noptieră. Deci fiecare om trebuie să aibă, corect, nu? Variante. Lentilele de contact sunt iarăși o opțiune foarte bună și, bineînțeles, intervențiile laser sunt o opțiune foarte bună pentru cei care își doresc și cei cărora li se potrivește. Ca om care a purtat ochelari până pe la 30 și ceva de ani, până m-am operat atunci, confirm, e groaznic, e crippling, cum ar zice englezii. Adică, da, nu e mare lucru, dar dacă nu-l ai, este groaznic. Și să nu-l ai înseamnă să nu-ți găsești ochelarii, să te așezi pe ei când ești în concediu, să se aburească la schi, toate lucrurile astea. Îmi spuneai că nu degeaba ne vedem, ci pentru că îmi spuneai că aveți noutăți. Normal. Adică știu că voi vă updatați totdeauna baza tehnică. Consider că e foarte important în tehnologia, în chirurgia refractivă, să ții pas cu tehnologia. Pentru că, ce să spun, chirurgia refractivă a apărut în anii 89 s-a făcut prima operație pe un ochi de om viu. Da? Okay. Bun. De atunci există chirurgia refractivă cu laser. Da? Prima tehnică exact ce ai făcut tu, PRK. Da? Da. Gândește-te că după aia a apărut LASIK, după aia a apărut FemtoLASIK, după aia a apărut SMILE. Dar niciuna dintre cele vechi nu a dispărut. Asta înseamnă că există întotdeauna noutăți și variante și mai prietenoase, și mai rapide, okay. Dar de ce și se păstrează mai confortabile? Și cele vechi? Pentru că, de exemplu, tehnica despre care vorbeam sau vom vorbi, SMILE, se adresează celor care au miopie deocamdată, da? Dacă vine cineva care are plus, nu-i pot face SMILE. Trebuie să-i fac o altă procedură. Deci ideea este în felul următor. Oamenii care își doresc să scape de ochelari, trebuie să vină, se face o evaluare. În urma acestei evaluări, noi aflăm dacă îi se potrivește și ce îi se potrivește. Și există inclusiv situații să vină oamenii foarte nerăbdători să scape de ochelari și să le spun, domne, din păcate, cred că cea mai bună soluție sunt ochelarii pentru dumneata. Deci nu adică ce, cornea prea subțire sau... Sau diverse alte afecțiuni corneene sau oftalmologice. Cât la sută dintre cei care vin sunt neoperabili? Mi-e greu să spun, pentru că depinde câți vin. Așa, nu, mi-e greu să spun. Pot să spun că noi suntem o clinică specializată în chirurgia refractivă, da? Și la noi vin foarte mulți. Dar mi-e greu să spun câți raportat la altceva. Iar apropo de tehnologia asta nouă despre care vorbim, gândește-te că în anul 2014, în 2011 s-a lansat pe piață o tehnică numită SMILE. În 2014 am adus această tehnică în România. Este cea mai prietenoasă și minim invazivă intervenție pe care am văzut-o până acum. În anul 2022 am adus generația a doua a aparatului care știe să facă această intervenție. Da? Această intervenție, da. Gândește-te că cu primul aparat durează 25 de secunde intervenția asta, da? Și cu nou aparat durează între 7 și 10 secunde. Ok, și
lumea se gândește, ok, și ce mare diferență este între 25 de secunde și 10 secunde. Este foarte mare pentru că confortul pacientului crește spectaculos. Riscul de a se panica, de a se stresa, de a-și face filme în timp ce laserul lucrează este redus substanțial și atunci consider că este o diferență extraordinar de mare de confort, atenție. Rezultatele sunt la fel și da. Laserul anterior face treabă bună. S-a întâmplat să intre cineva în panică în timpul operației? Normal. Deci se spune că motivul principal pentru care cineva nu vrea să facă o intervenție pentru a scăpa de ochelari este frica. Clar, eu confirm. Da. Dar chiar să intre în panică în acele 30 de secunde? Că adevărul este că este... Eu am scris mai de mult, dar este... Man. În primul rând este... Tu nu știu dacă... Tu nu ai trăit niciodată asta. Este... Eu trăiesc în fiecare zi. Da, dar nu din interior. Nu din interior. Că este foarte weird. Deocamdată. Momentul în care mi-ați luat epiteliul ăla, sau cum da. Vezi cel mai clar din cât ai văzut vreodată în viața ta ever. Deci e mega clar. Și cu acea claritate perfectă care îți pui întrebări filozofice, cine sunt eu, care este eu-ul meu, cine din interior vede ce mi se întâmplă mie, celui din exterior, deci e așa. În momentul ăla vine laserul. Și începe... Și vezi că ți... Și simți... Simți că se întâmplă ceva acolo. E ca o energie care se absoarbe, știi? Și zici, dude, ăștia lucrează pe ochi, este mega, nu doare nimic. Nici acum nu cred că doare, bănuiesc că... Acum este mult mai puțin. Dar nu, simplu dar și mai durut. Rapid decât da, ce ai făcut. N-a durut nimic, dar da, e creepy e de ciudat, tot. Normal. E ciudat, gândește-te așa că acum, cu aparatul ăsta nou, apucă așa, îi spun, uită-te la luminița verde, o să se tulbure un pic imaginea, stai relaxat și asta a fost tot. Aici nu mai bâzâie, nu simți nimic, este ceva... Practic, wow. Acum, față de ce am făcut eu, care este din sala de așteptare? Că țin minte, am stat în sala de așteptare, am intrat în cabine, cred că a durat cu totul câteva minute, toată operația? Da, 10 minute, ceva? Da. Tot baletul din jur, da, nu? Pentru că e pregătire. Până exact, te pune pe scaun, deci e vorba de câteva minute. Cam la fel. Deci pacientul vine, îi se administrează picături cu anestezic. Asta apropo de frică. Nu înțepăm, nu facem injecții, nu facem nimic. Se pun niște picături, după care este invitat în sala unde se află laserele, este așezat pe un pat care se înclină și gândește-te, aparatul ăsta e spectaculos în primul rând că e deschis. Dacă ți-aduce aminte, laserele și cel și cu care ai făcut și tu, te bagi sub o chestie. Da. E, nu mai există treaba asta și atunci cei care au claustrofobie nu mai au o problemă. Este un aparat, eu practic îl așez pe pacient lângă aparatul ăsta și sunt niște brațe robotice care vin deasupra ochiului lui, care arată spectaculos. Gândește-te că e o lumină de asta foarte difuză, la care pot să aleg culori, pot să-l facă roz. Sau mov. V-am pus radiogherile la pac. Sau mov, sau orice. Este spectaculos. Vine ăsta deasupra ta și există un dispozitiv care se apropie de ochi, îți permite să clipești. Frica oamenilor este, dar eu și eu cum o să clipesc? Da. Ne-am gândit la toate. Nu cred. Deci acum la mine nu era, nu? Ba nu puteam. Da, și atunci. Și eu puteam să clipesc? Da. Acum e și mai ușor. Acum e și mai ușor pentru că aparatul ăsta se apropie de ochi, îl atinge. Tu nu simți când te atinge, dar îți menține și, cum să-ți spun eu, confortul. Gândește-te că dacă noi facem acum concurs de stat cu ochii deschiși, o să ne usture ochii la un moment dat. Biden, poate vreo 10 minute. Nu știu dacă ai văzut. Stă așa, aleu. Da, te ustură ochii, corect. Da, ăsta e gândit să nu te usture ochii. Deci poți să stai acolo teoretic mult, dar panica și filmele sunt cele care... Când îmi povesteai tu atunci când mi-ai zis că n-am de ce să mă tem, cel mai mult a contat, și te zic că poate și la alții la fel, nu știu, cel mai mult a contat când mi-ai explicat că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, cu tremur, whatever, cineva vine și dă cu berbecul un laser...
în momentul ăla, într-o micro secundă, se oprește pentru că el a cartografiat ochiul, știe exact unde trebuie să fie, are amprenta fundului de ochi, etc. Știe exact unde trebuie să fie și dacă ceva îl mișcă oricât de puțin, pac, el s-a oprit. Deci nu există, și după aia m-am uitat și în literatură, nu există accidente de genul a luat-o ăla câș pe lângă sau ceva. Nu există așa ceva. Deci, practic, tipul de laser cu care ți-am făcut ție funcționează pe baza unui sistem eye tracking, da? Uh-huh. Deci el îți ia amprenta ochiului, uh-huh, așa cum ai zis, și îl urmărește. Dacă ai mișcări involuntare în timpul intervenției, el îți urmărește mișcările. Uh-huh. Iar dacă se întâmplă ceva, s-a oprit și să zicem că i s-a făcut rău unui pacient, da? L-am scos de pe laser, îl duc, îl resuscitează, îl aranjează, îl face să zâmbească din nou, îl așezăm și laserul știe să continue exact de unde am lăsat. Mă, cât de tare! Iar cu tehnologia nouă, îți dă o siguranță și mai ridicată. Gândește-te că avem în unele situații luxul. Asta mie mi se pare ceva incredibil. Cum zici tu, out of this world, da? Gândește-te că poți avea, să zicem, o situație în timpul intervenției, ai experiență, te prinzi, te poți opri, îi zici pacientului, domne, du-te acasă, culcă-te, am avut o problemă, mă gândesc la soluția cea mai bună și ne vedem mâine și continuăm și vedem. No way. Bă, deci tu îți dai seama la ce s-a ajuns? Wow. Nu? Ăsta chiar e un lux în chirurgie. Este. Și acum se mai diluează epiteliul acela? Sau? Cu Smile nu. Cu Smile, mi-a mai venit o idee să povestesc mine. Cu Smile este un dispozitiv care creează cornea, o lentilă, nu? Are o grosime. Da. Și ăsta creează tridimensional în interiorul grosimii corneene o lenticulă pe care eu o scot. Și asta produce o modificare de forma cornei care are ca rezultat corecția dioptrii. Da. Și gândește-te că pot corecta până la minus 10 dioptrii. Da? Timpul este la fel. Adică dacă pacientul are minus 0,75 sau minus 10, durează la fel operația și are exact aceiași pași. Și poți corecta astigmatisme de până la minus 5, deci poți însuma, să zicem, până la 15 dioptrii. Da. Stai că au venit multe întrebări cu cifre și cu dioptrii. Ne întoarcem imediat, 9.23, suntem cu dr. Andrei Filip, vorbim despre cel mai de preț lucru din corpul nostru, până la urmă, aproape, ochiul, nu? Bună dimineața! La Fashion Days e Black Friday cu reduceri de până la 80%. Intră în aplicație și prinde cele mai multe reduceri din an la cele mai tari branduri. Și nu uita, Black Friday e o singură dată pe an. Ocazia ta să prinzi cele mai multe reduceri. Black Friday la Fashion Days. Descoperă-ți stilul cu Motivo.ro cu ocazia pre-Black Friday. Reduceri de până la 60% la Boss și alte mărci și zilnic super hot deals. Comanda acum, plătește în 30 de zile cu noua metodă de plată PayPal. 100 de zile pentru retur gratuit. Motivo. Exprimă-te! Black Friday Week e aici! Stilurile tale preferate, acum cu până la 70% reducere. Pe Zalando.ro. Descarcă aplicația și începe cumpărăturile. Semnații de ieri, Sound Battle-ul de astăzi. Gear Music prezintă Guerilla Sound Battle. Două trupe față în față, două scene față în față, două repertorii față în față într-un singur concert care ia cerbul de coarne. Miercuri de la 5 seara urcă pe scene All Over versus Desculți pe Lună. Guerilla Sound Battle, pus la cale în premieră de Dear Music, prezentat de Bogdan Șerban, cântat live de Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Auzi? Știi pe cineva care știe pe cineva care știe cu online-ul? Am și eu un business și vreau să-l promovez. Nu mai căuta! Orice idee ai se face la Stup, pe calea Șerban Vodă 206. Stup, o inițiativă Banca Transilvania pentru antreprenori. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
uită acum. Bună dimineața tuturor, doctor. What the fuck? Mamă! Mă uit la o operație de genul ăsta, Smile. Bine, nu știu dacă să le zic oamenilor să se uite la asta real time. De pentru ce? E freaky. Mie dacă o vezi așa. Mie mi se pare super frumos. Eu care am fost și m-ai lăsat să mă uit la o operație real time, pac, deci ai scos aia și gata? Da, deci ce ai văzut acolo e real time. What the... Deci gândește de ce face laserul, să zicem, 10 secunde, ce fac eu 20 de secunde. Atenție, facem o paranteză. Ajungi la această performanță, pentru că am făcut, nu știu, 4.000 de astfel de intervenții cu Smile. Ai 4.000? Da. Avem, Smile. Deci în clinic avem vreo 4.300, cred că în total, ceva în genul ăsta. Câte operații ai cu totul tu pe ochi? Ai calculat vreodată? Mi-e greu să 10 de mii? Mi-e greu să spun. Mă. Nu sunt bun la matematică sau la calcule rapide și nici nu m-am gândit, dar să zic eu, săptămânal, să zicem că operez undeva în jur de săptămânal, da? 30, spre 60 de ochi, ceva în genul ăsta. Deci câteva mii pe an. Probabil. Yes, nu? Îți dai seama că mai au și eu limbă. Și vreau să-ți mai zic, apropo că ai rămas impresionat de ce ți-am arătat acolo, gândește-te că după o astfel de intervenție, da, după 70, nu, peste 99% din pacienți a doua zi vin cu mașina la control. Man. Și după 72 de ore o să sar cu parașuta, să faci diving, n-ai nicio restricție de niciun fel. Asta e spectaculos, fără durere. Dacă vreți să vedeți, intrați pe, sper să blocăm site-ul, se mai întâmplă când trimitem așa mulți deodată, scapadeochelari.ro. Și căutați sus Smile, nu? Da, acolo văd exact. Se Smile, vede Smile. Și dați pe prima opțiune și vedeți o animație. Deci, efectiv, vai cât de tare e. Deci se duce, sculptează sub epiteliu acolo și după aia tu tai, scoți și cu asta, pe asta, pac. Foarte. Cât costă operație? Am voie să spun. Păi ai voie, la mine a fost, cred că, mai știu cât a fost. Costă. Mai ții minte? Nu mai știu. Au fost mulți ani de atunci. Ideea e așa, că Smile costă 7.900 de lei per ochi. Ok. Da? Există mai multe tehnici, deci teoretic în momentul de față mai avem ceva nou, care se numește Press Beyond. Vorbeam mai devreme că v-am auzit în discuții, oricum dimineața pe voi vă ascult. Așa, ideea e că există acum o tehnică care se numește Press Beyond. Ai văzut că noi, fiind cam de aceeași vârstă, în jurul nostru ne uităm la oameni care încep să-și iau ochelarii sau dacă i-a răsit ceva cu telefonul, se dă așa în spate ca... Un pic a început mâna să mi se lungească, recunosc. Suntem bine, deocamdată. No! Și există acum Press Beyond care poate trata și așa ceva. Bineînțeles, dacă pacientul se încadrează, ceea ce este spectaculos. Deci, față de cum știi tu, există o platformă. Deci eu acum am o platformă de lasere, da, cu ajutorul cărora pot să tratez miopie, hipermetropie, astigmatism, presbiopie și există oameni care au o afecțiune foarte neplăcută, mai ales tineri, se numește keratoconus. Iarăși, această platformă de lasere pe care ne avem ne permite să tratăm și așa ceva și chiar să le îmbunătățim spectaculos vederea. Deci, stai că eu am rămas la you had me at presbiopie. Deci, pentru cei care începem să lungim mâna și să așa, mai ales seara, oboseală, nu știu ce, telefonul are, nu știu, se fac tot mai mici, ați văzut cu fiecare update de soft, se micșorează fonturile. Deci există o soluție pentru asta? Există acum o soluție laser pentru asta. Și vezi, și aproape și departe? Și aproape. Să vorbim. Good. Foarte tare. Întreabă lumea, pun întrebări, da? Da, sigur. Neața, operează și presbiopii peste plus 4/325? Spunea mai devreme că primul pas este să vină la clinică, se face o evaluare și aflăm tot ce se poate face. Eu le răspund pacienților în general simplu. În zilele noastre există soluții pentru foarte multe tipuri de dioptrie. Dar foarte rar se întâmplă să spunem nu. Că nu se poate. Ok. Neața, pentru copil de 7 ani cu astigmatism miopic, ați recomandat o astfel de procedură?
Astfel de operații se fac după vârsta de 18 ani, când copilul s-a oprit din creștere. La retinopatia diabetică se poate face ceva? Retinopatia diabetică este un alt fel de afecțiune față de ce discutăm noi, de subiectul nostru. Trebuie să se țină foarte mult de un chirurg specialist în afecțiuni retiniene și de diabetolog. Vă rog să mă ajutați cu numele domnului doctor. Nu. Este doctor Andrei Filip. Bună dimineața, discuția este de interes pentru mine. Am fost cu soțul meu la clinica domnului doctor pentru o consultație în vederea reducerii dioptriilor. Concluzia doamnei doctor a fost că nu este posibilă operația deoarece cornea e prea subțire. Uite exact ce ziceam. Și are lazy eye. Păi lazy eye am și eu. Depinde iarăși de care este gradul de ambliopie, lazy eye, da? Am și o întrebare așa, ajung înapoi la ochelari din cauza îmbătrânirii fiziologice? Zice, eu am o miopie medie, minus 3, și mă gândeam să mă operez. Dar se întâmplă când apare, ce se întâmplă când apare la peste 40 hipermetropia și se echilibrează dioptriile? E adevărată legenda asta? E foarte bună întrebare. Nu e adevărat. Deci, ideea e în felul următor, simplu. Miopul vede prost la distanță, bine la aproape. Toată viața lui. Da? Deci dacă își pune ochelari, vede bine la distanță și la aproape prin ochelari. Dacă își dă jos ochelarii, vede prost la distanță și bine la aproape. Da? Bun. Când ajunge la vârsta presbiopiei după 40 de ani, nu mai vede bine la aproape prin ochelari, dar el întotdeauna a văzut bine la aproape fără ochelari. Okay. Își dă ochelarii și vede bine fără ochelari după 40 de ani. Dar pe măsură ce presbiopia se instalează, va ajunge să poartă și el ochelari de distanță pentru a vedea bine și să aibă o altă dioptrie pentru aproape. Deci nu e adevărat. Pacientul, adică ce întreabă dacă pacientul, se operează, nu influențează nimic. El zice, cred că zice așa, bre, dacă mă duc la 0 la 40 de ani și la 60 de ani în principiu ar fi revers. Dacă a zis că are 40 de ani? Imediat. Ideea este așa, dacă... Da, nu, zice, dar ce se întâmplă când apare hipermetropia la 40 plus și se echilibrează dioptriile? Nu se echilibrează dioptriile, o poveste, da? Când vine, putem explica și arăta exact. Bun, deci ideea este așa. Am un pacient care are 30 de ani, da? Da. S-a operat, are minus 3. Rămâne fără ochelari până în momentul în care apare presbiopia. Dacă nu se operează, are ochelari de aproape și la un moment dat o să înceapă să vadă fără ochelari pentru o perioadă și după care vor trebui ochelari și de distanță și de aproape. Okay. Deci, o astfel de intervenție nu îți determină apariția nevoii de ochelari nu știu când. Înțelegi? Ok. Puteți să întrebați dacă se poate face ceva la o dezlipire de retină? Specialist de chirurgie vitreo-retiniană este o urgență. Ok. Deci trebuie să se ducă repede. Ah, ok. Da. La noi nu, la voi să spun? Da. O clinică, da? Da. În București există, de exemplu, așa cum îi spune numele, Clinica Retina. Mm-hmm. Da? Deci asta e ceva, o urgență. Ok. Cum se numește clinica oftalmă? Ama Optimex. Este avampostul Radio Gherila. Da. Dar nu asta este important. Important este să înțeleagă lumea. Vorbesc foarte serios. Că știu că am vorbit și cu tine. Important este să înțeleagă lumea că se pot face. E foarte important. Pentru că, dude, come on, e vorba de vedere. E... Și frica nu își are loc în discuția asta. Asta zici tu de partea cealaltă a retinei, ca să zic. Păi nu. Eu le spun realitatea și în momentul în care afirm așa ceva, o să vină un pacient la mine și dacă nu mă țin de cuvânt și de afirmația mea, o să zic că, băi, nu mi-ai zis că e așa, de ce? Da. Dar în meseria asta consider că e foarte important să fii cât se poate de deschis cu pacientul și el vine la tine și tu trebuie să-i dai cel mai bun sfat pentru el. Știu ce zici, dar mai devreme când ai zis de operațiile de presbiopie și imediat am zis, gata, mă duc, a venit imediat și, băi, stai, bre, unde te duci tu la vârsta ta, la ăsta? Știi cum e? În momentul în care începe presbiopia, e ok, te descurci. Da. În momentul în care jale și nu mai vezi nimic, nu-i cazul tău. Tu ai fost miopie altceva. Eu încă stau altceva. Fără ochelari. Da, nu, nu-i cazul tău. Adică fără ochelari de aproape. Gândește-te că sunt oameni care ajung să nu mai poată să facă absolut nimic fără ochelari, punct. Da. În momentul ăla e altă poveste. De exemplu,
ce e important de spus apropo de frică. Eu am un văr și cred că acum 2 ani am făcut presbiont, da? Uh-huh. E mai mare un pic ca mine, avea nevoie de ochelari peste tot, era terminat. A avut nevoie să se hotărască vreun an, tot atona foarte frică, da? Și în sfârșit am făcut operația, ca să înțelegi, după astfel de operații, cam în jumătate de oră poți citi fără ochelari, iar de seară dacă te duci la restaurant și citești meniul fără. Da. E, și am stat de vorbă cu vorul meu după și mi-a zis, băi, tu trebuie să schimbi numele, nu este operație, punct. Ai venit, ți-am pus picături, ți-a făcut laserul, nu știu ce, m-ai atins de 3 ori, la revedere, văd. Deci nu există sânge, nu există înțepături, injecții. E intervenție, zic cum... Exact, e o intervenție. O intervenție. E ceva foarte interesant. Să vii odată să vezi. Păi eu am... Și eu am văzut o operație pe viu, că când s-a operat, stai că nu. Să le vezi pe astea. Ok. Apropo de asta, întreabă cineva care a fost vârsta maximă la un pacient. Dacă avea vreo 80 de ani când s-a operat, cred că... Stai așa, păi acum, acum trebuie 80-79 de ani. Dar care a fost cel mai în vârstă pacient? Pe care l-am operat eu. Dar nu vorbim despre laser, vorbim operație de cataract. 104 ani. 104 ani? Da, 104 ani. Și o doamnă. Și tot ok. Da. Și a mai avut un tip care a venit, în sfârșit, cumva prieten de familie și a venit la 102 la primul și la 103 la al doilea. Da. Mă bucură, e foarte tare. Da, gândește-te că ți-aduce aminte vorba aia că bunica mea pe vremuri băga nac fără ochelari. Așa. Este o poveste. N-are cum, este gândește, după 40-50. Da, are cum. Dar când apare cataracta, da, la un moment dat ochiul se miopizează, încep să vezi bine la aproape, prost la distanță. Okay. Dar bunica aia de demult, de la 40 de ani încolo se considera bătrână și tot universul dumneei se strângea în jurul ei. Dacă putea să coase, era ok, mai dar nu mai vedea la distanță. E, ia pune tu acum 78 de ani om din generația pe care în care trăim noi, vrea să-și ia mașină nouă, să vadă bine, corect, să se ducă la schi, să fac... Adică e cu totul și cu absolut totul altă poveste. Se poate corecta strabismul. Păi, absolut, da, sigur. Știu că îmi tot zici. Dar eu am ajuns, știi, pentru mine strabismul a fost o traumă psihologică imensă. Trebuie să zic ceva. Deci fii atent, acum mulți ani vine cineva la mine, eu nu mai operez strabism. Pe măsură ce anii au trecut, ne-am supra-specializat. Clinica noastră s-a supra-specializat. Okay. Și vine un domn 80 și mulți de ani, nu mai știu dacă erau 3 sau 6. Și vine pentru operație de strabism. Iar mă cunoști cum sunt și cu pacienții, sunt la fel cum sunt și aici. Și vorbesc deschis și am zis, doamne, am și o întrebare, nu te supăra. De ce ai așteptat până acum? Mă însor. Nu, și 39 de minute. Păi da, la nuntă, la poză, la... Bună dimineața! Se întoarce imediat. Profită de prețul Lidl în săptămâna XXL și haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai hârtie igienică Floralis 3 straturi, 16 role la 19,99 lei, cașcaval Milbona 1,5 kg la 44,99 lei și ton bucăți în ulei de floarea soarelui Nixe 900 de grame la 32,99 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. La Fashion Days e Black Friday cu reduceri de până la 80%. Intră în aplicație și prinde cele mai multe reduceri din an la cele mai tari branduri. Și nu uita, Black Friday e o singură dată pe an. Ocazia ta să prinzi cele mai multe reduceri. Black Friday la Fashion Days. Fiecare dintre noi are în suflet o Mihaela, un Mihai, o Gabriela sau un Gabriel la care ne gândim cu drag. Fă-le ziua numelui mai frumoasă cu Raffaello și cu un mesaj personalizat din partea ta. Creează urarea cu drag pe raffaello.ro și arată-le cât de mult înseamnă pentru tine. Raffaello, din suflet pentru cei mai dragi. Astăzi, de la 5 seara, Gheri Live și Taz prezintă We Sing in Colors, în direct din mansarda Radio Gherila. Talking about good days, so bad days, talking about bad days.
Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla. Cu 2 de R și 2 de L. Maestru de ceremonii Bogdan Șerban. Noul sezon Guerilla Live, livrat de Taz. Universul entero, escucha. 9:41 de minute, chirurgul oftalmolog, doctor Andrei Filip. Ești și profesor, cred că, da. Nu? Nu te-ai băgat la... Dar eu trebuie să muncesc. Mi-e așa îmi place, dar nu sunt, eu sunt un tip practic. Scapă de ochelari.ro. Dacă vreți să vedeți operațiile astea absolut senzaționale, este incredibil, eu, nu știu, e fascinant pentru mine, nu știu dacă pentru toată lumea. Întrebările curg și noi o să apucăm să le răspundem pe toate. La degenerescența maculară pentru tatăl meu de 88 de ani, este remediu să stagneze evoluția? Există în funcție de stadiul la care este descoperită. Okay. Este o afecțiune invalidant, aș putea spune. Nu-și pierde vederea, dar pot exista lucruri pe care nu le mai poate face ca lume. Okay. Strabism plus dioptrie la copil se poate opera? Bănuiesc că tot așa trebuie să aștepte, nu? Strabismul se poate opera, trebuie să meargă la specialist de copii, da? Și e foarte important să îl tratezi corect până când ajunge la vârsta la care pot fi corectate dioptriile. Pentru un keratoconus. Vorbeam mai devreme. Există soluții, okay, astăzi. Presbiond eficace și pentru dioptrii mici plus 1? Și avem. Este, așa cum spuneam mai devreme, orice dioptrie poate fi corectată. Primul pas este să facem o evaluare și o să le oferim cel mai potrivit sfat. Am avut o operație cu laser acum aproximativ 17 ani, chiar la AMA Optimex. Uh-huh. Pot să fac o nouă operație la 4-6 de ani? Același răspuns ca mai devreme. Da, acum și că trebuie să poarte la condus. Da, trebuie să vină și vedem. Și se vede. Da, okay. Da, bine, sunt multe. Știi multe ce mai întrebări zic eu oamenilor? Că mă întreabă inclusiv, ok, dacă mă operez acum și peste 40 de ani, nu știu ce problemă o să am. Eu le zic așa, există soluții. Trebuie să există probleme pentru a le folosi noi soluțiile. Se poate face intervenție și pentru dioptrii mici? Da. Da, da, nu contează. Absolut. Da. Da, de exemplu, ce spuneam cu PRK, da? Uh-huh. Se pot face până pe la... Depinde de foarte multe particularități, dar se pot face dioptrii mici, cu femtolasic la fel, și cu plus și cu minus. La SMILE, de exemplu, noi tratăm cea mai mică dioptrie pe care o poți trata cu SMILE, este -0.5 combinat cu -0.5 cilindru. Okay. Sau plus 0, sau -0.75. Se poate opaciza cornea cu timpul după intervenția cu laser? Are vreo legătură? Există o complicație, da? În special poate apărea la operația pe care ai făcut-o tu, da? Așa. Care poate duce la prezența unor opacități, dar se pot trata și există tratamente. Fără să schimb cornea sau... Depinde iarăși de stadiu. Într-un fel, eu după ce am văzut taică-mea, după ce și-a schimbat cornea, cum vede, parcă mi-aș... Cristalinul și-a schimbat tata. Cristalinul, pardon, Cristalinul. Nu cornea, scuze. Da, da. Asta înseamnă că și eu îl voi schimba sau este genetică determinare? Peste 70% din oameni se presupune că vor face cataractă la un moment dat. Ok. Păi multe. Uite, nu râdeți, eu mi-am făcut dinții înainte de nunți. De nunți. Alo. Am avut două la interval de 8 ani, în consecință acum am dinții perfecți. Iată. Și da, multe. E mult mai pregătită lumea acum față de, să zicem, 10 ani să renunțe la ochelari? Fii atent ce mi se întâmplă. Noi suntem prezenți, eu consider foarte, foarte important că pacientul trebuie să înțeleagă și să știe ce îi se întâmplă. Am avut situații în care a venit cineva și mi-a zis, domn doctor, uite, nu mă simt bine, am făcut o operație la ochi. Hmm. Dar pentru ce ai făcut operația? Păi nu știu. Okay. Păi cum adică? Și ce ți-a făcut? Păi nu știu. Păi, și atunci de ce ai făcut? Păi așa mi s-a spus. Adică, eu cred că este extrem de important ca pacientul să fie educat, să îi se ofere informații, mm-hmm, și să știe ce îi se transmite. Mm-hmm. Și noi facem chestia asta de foarte mult timp, mm-hmm, și mi se întâmplă frecvent, de exemplu, vine un pacient, vrea să scape de ochelari și eu încep să vorbesc mult, ai văzut, să-i explic, da, și aia, da, și aia, și aia. Și zice, domn doctor, hai să salvăm timp, că așteaptă lumea. M-am uitat, am văzut, aveți filme, aveți prezentări de ani, m-am uitat pe review-uri, pentru că, de exemplu, se uită, pacienții scriu pe Facebook, pe Google, pe Insta, pe nu știu ce.
m-am uitat, am văzut și review-uri, am contactat și diversi pacienți operați de dumneavoastră, așa că hai să trecem la treabă. Foarte tare. Bune, e foarte interesant. Deci, platformele astea pe care le avem azi, iarăși pot fi cu dublu tăiș, nu? Trebuie să-ți faci treaba ca lumea, pentru că altfel, dacă ceva e neregulă, imediat vestea rea se duce mai rapid, știi? Dar mi se pare foarte util. Cu siguranță mergeți, știu că tu mergi foarte mult și toți colegii tăi la congrese, la conferințe și așa mai departe. S-a făcut vreun studiu de ăsta longitudinal să vadă cei care s-au operat atunci, din 89 încolo, adică anii 90 sau așa, follow-up-ul peste 30 de ani? Atâta timp cât, să zicem, industria medicală oftalmologică investește în continuare în așa ceva, eu cred că ăsta e cel mai bun răspuns. De exemplu, mă întreabă diversi pacienți, ok, și faceți? Eu le zic, uite, eu fac chirurgie refractivă, eu, de 15 ani. Gândiți-vă că dacă nimeni nu spune că nu se întâmplă. Ai văzut că mergem în vacanță cu avionul, mă auzi, Doamne ferește, de nu știu ce. Nu că se întâmplă. Tot mergem, nu? Dar chirurgia refractivă este mai sigură decât mersul cu mașina, din punctul meu de vedere, da? Okay. Bun. Ideea e că stai așa că mi-am pierdut ideea. M-ai întrebat de... Dacă există studii longitudinale. Așa, astea. Gata, da. Ideea așa, asta, le răspund. Dom'le, dacă aș avea pacienți nemulțumiți care ar veni să mă toace, n-aș mai face. Și dacă n-ar fi în regulă, nu aș face pentru că n-aș avea eu încredere. Atâta timp cât m-am operat nepotul, atenție, nepotul în iunie. I-am făcut smile și am colegi din clinică, știi, suntem întrebați, dar de ce doctorul cutare sau asistenta nu știu care poartă ochelari? Și le zic așa, pentru că pe cei pe care i-am operat nu scrie aici, sunt operat. Poate are o problemă, poate nu vrea, e treaba lui. Ideea este că eu pot oferi opțiuni. Bună dimineața, discuția e foarte de interes pentru mine. Am fost cu soțul meu la clinica domnului doctor pentru o consultație în vederea reducerii. Concluzia așa, la noi este situația mai emoțională. Visul soțului este să devină pilot. Este extrem de pasionat, dar nu se poate înscrie dacă are probleme cu vederea. Dacă își rezolvă problemele astea, poate să ajungă pilot? Păi, dacă vezi bine, de ce nu? Bună, și eu am fost operată cu procedura Smile de domnul doctor și pot spune că, într-adevăr, gradul de disconfort este minim, iar atitudinea dânsului oferă foarte multă încredere. Asta confirm și eu. Mulțumesc din nou pe această cale domnului doctor și lui Dobro pentru recomandare, deoarece de la voi am aflat în 2020 de am Optic Max. Nice! Salutare, am miopie mică 0,75. Cât ar costa operația? Dacă e mai mică, miopia e mai nu, depinde mai de tehnică. Okay. Depinde de tehnică. Ok. Păi bine, ce să zic, mă bucur foarte tare. Crezi că o să se ajungă, de exemplu, te întreb absolut conex, că nu e domeniul tău, dar știi să se întâmple și la animale? Ce anume? Operații? Pentru dioptrii, nu. Pentru că e foarte complicat. A schimbat cristalinul este, nu? Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Da. Există și se face și în România, să știi. Sunt sigur. Da, există producători de cristaline speciale pentru căței, da? Pentru câini știu. Acum vin mulțumiri. Eu m-am operat la ei în urmă cu 15 ani tocmai pentru crederea pe care mi-au dat-o, best decision of my life. Așa că îți mulțumesc și eu. Sunt în același timp și eu ce am avut best decision. Deci la mine este... În zilele în care eu îl urmăresc, nu știu dacă îl urmărești pe... Nu cred că ai timp de podcasturi lor. Îl urmăresc pe un tip de la Stanford pe oftalmologie, Andrew Huberman. Și el spune despre importanța când te trezești de a privi cerul 5 minute cel puțin. Te-am auzit povestind. E foarte important și e absolut blindat științific. Sunt niște receptori care văd și polarizarea luminii și care pornesc ritmurile circadiene și ultradiene în funcție de asta. Adică e foarte, foarte tare. Când ai timp să-mi trimiți și mie. Îți trimit. Da. Și, de exemplu, eu îți spun absolut empiric, când iau mai multă vitamina D, uit să iau, de exemplu, 2-3 zile și bag 10.000 într-o zi sau așa, peste câteva ore... pot să zic că văd perfect. Adică, cum să zic, și deci văd prin brânză, știi? Și asta după câți ani de la... eu mai știu... 20 de ani, mai știu. 2011? 2011, cred. 2011, nu? Deci sunt 11 ani. Da. Deci de asta zic, adică după 11 ani, hai, când mai sunt eu obosit sau ceva, mi se usucă ochii, dar asta ține de retina mea. Ce se întâmplă? Nu,
ține și de activitățile pe care facem. Urmărește un lucru. Când te duci în vacanță, să vezi dacă mai e ceva. Nu. În vacanță văd perfect. Suntem aici înăuntru și eu pățesc la fel. Sunt în sala de operații sau la cabinet și sau acasă, nu? Stăm înăuntru, te duci cu mașina, aer condiționat care îți suflă, în plus noi stăm și cu mască la sala de operații, când respiri și vorbești îți vine în ochi și așa mai departe. E dar complicat. Este, da, e deci când mă gândesc, eu stăteam cu ochelarii pe ochi toată ziua, deci, pe cuvântul meu, pentru mine este altă lume. Nici nu știi câți au venit să scape de ochelari în perioada cu masca. Pentru că bănuiesc că nu puteai să stai, nu? Îți dai seama? Îți dai seama? Da, da. Da, na, fiecare caz este special, dar eu, din punctul meu de vedere, eu recomand să scap de ochelari. Este o chestie personală, este absolut. Ca și când, nu știu, eu mă îmbrac cu bluza asta și tu te-ai îmbrăcat în tricoul ăla. Avem, trebuie să avem opțiuni. Nu pot să zic câte perechi de ochelari de soare am. Știi că asta a fost cea mai... Deci după ce am ieșit de acolo, mi-am luat ochelari de soare în prostie. Atât de mulți ani n-am avut, știi? Da. Andrei Filip, mulțumim foarte, foarte mult. Spor la treabă. Lumea vede operațiile pe scapadeochelari.ro. Aveți operațiile în animație și real life, ceea ce wow. Și dacă vor programare, nu știu, pe Ama Optimex, vedeți acolo. Dacă intră acolo, de acolo îi duce pe pagina Ama Optimex și acolo văd informații și despre prețuri și despre toate. Ok, super. Și cum se programează și așa. Păi, spor la treabă că... Și important, apropo de ce mi-ai zis tu cu programări, ziceam mai devreme că suntem împărțiți pe... specializări, supra-specializare. Suntem o echipă. Gândește-te că dacă, de exemplu, vin la un moment dat foarte mulți oameni, fiecare de la noi știe ce să facă și suntem mai mulți chirurgi în clinică și fiecare pacient poate fi consultat și pregătit de către oricare dintre colegii noștri și își poate alege chirurgul. Asta e foarte important. Pentru că am pățit, de exemplu, să stea programat la mine 3 luni și a venit pentru strabism. Și a zis, domnule, eu nu mai fac strabism. Hai să vedem. Vii, aflăm, preluăm, facem. Suntem echipă. Asta e cel... Cum sunteți și voi? Ar putea exista o soluție să te semnezi un pic la o operație? Eu aș face asta. Și că ești leu oricum. Deci îți dai seama acolo, Filip. Și să demonstrezi după aia, faci NFT din ăla. Sunt operat de Filip. Alo. E un Filip. Știi? Ce ochi frumoși ai, mulțumesc, Filip. Ok, Andrei Filip, mulțumim foarte, foarte mult de vizită. 9 și 53 de minute. Mulțumesc pentru invitație. La Fashion Days e Black Friday.